sunteți prietenul nostru ca întotdeauna. Vă rog să-mi permiteți să vă dau această diplomă care înseamnă mulțumiri pentru modul în care ne prezentați, modul în care ne iubiți, pentru că dacă ne prezentați bine, înseamnă că chiar țineți la noi. Și să rămâneți în continuare alături. Agile Press nu se implică în proiecte care nu aduc plus valoare țării noastre și încercăm să sprijinim tot ce e mai bun și mai valoros în țara noastră. La început, doamna Popoiu spunea de prietenii Muzeului Satului care s-au adunat aici, o parte mică dintre ei, sunt sigur, și ne bucurăm să ne aflăm și noi în această categorie, pentru că, din punctul meu de vedere, prietenii Muzeului Satului înseamnă prietenii istoriei României și, în extenso, prietenii României. Și în momentul ăsta, România are nevoie de foarte mulți prieteni, în primul și în primul rând, între granițele ei. Și trebuie să lucrăm cu toții la ceea ce înseamnă România și Muzeul Satului, de fapt, reprezintă o mare, mare parte. E mai mult decât cele câteva hectare care sunt aici. Muzeul Satului ne reprezintă pe noi toți de altfel. Nu știu dacă 98% sau 2% sau 1% provin din mediul rural sau rădăcini la țară, dar cred că cu toții ar trebui să știm, să ne uităm spre zona rurală și să învățăm ce e de învățat de acolo. Și în acest domeniu, Muzeul Satului este, din punctul meu de vedere, una dintre principalele surse de educație.